părinte Nicolae, mi-e și frică să vorbesc, ca nu cumva să se stingă frumusețea suferinței. Una e să stai la foc. Așa este. Și discuți valurile aceste ondulate care le las flacăra și alta e să fie în foc. Așa este. Și mă zarcă m-a ținut. A fost foarte greu. Zarca a fost închisoare în închisoare. Un regim, eu nu mai spun nu. Dar pe mine doreau să mă omoare, mă băga la răcitor. Frații mei, e groaznic să vezi cum mori și fără să ai un pic de ajutor să te agăți, de o rază măcar, groaznic. După 3 zile mureai, constata. N-am murit, m-a băgat 5, n-am murit. M-a băgat 7, n-am murit. Nici n-am cârtit. Era trecut la exterminare, dar Fumin a fost guduitor. Cine a povestit atunci, era lângă părintele, și ne-a spus că l-au băgat într-un ghețar, un fel de gen frigider, congelator, împreună cu un alt deținut, tot preot. Și pe jos erau fecale. Și mirosul îngrozitor și întunericul. Noi nu pătrundeam nicio rază de lumină. Și părintele i-a spus, deci toți care erau scoși de acolo, din acest ghețar, mureau. Mai puțin de 3 zile își dubeau obștesc cu sfârșit, pentru că nu rezista inima, ei fiind și foarte slabi. Și părintele i-a spus, nu-ți pierde nădejdea. Eu mă voi așeza cu fața în jos, întins ca pe cruce, și tu te așezi cu spatele peste mine și tot timpul repeți rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. Și mărturisea părintele că s-a încălzit în frigul acela așa de puternic că simțea că arde. Celălalt la fel. După 3 zile au deschis ușa. Dacă au văzut că n-au murit, i-am mai închis încă 3 zile. Nu le-a fost ușor. Cu aceeași rugăciune, cu aceeași tărie și cu aceeași putere în rugăciune, au continuat încă 3 zile. I-au scos. După 3 zile, 6 de acum, ei erau vii. Dar eu, cum să vă spun, care nu am fost acolo, am fost la Iud, am văzut Iudul, toată obștea. Era o muzică a durerii. Închipui urlete de durere, mai ales că ei au stat nevinovați în aceste închisori comuniste. Pentru ce au fost închiși? Că propăduiau credința și îl propăduiau pe Hristos? Asta nu-i motiv. Sunt Sfinții Părinți că dacă o vorbă jignitoare a fratului o rapți, deja ești un mucenic. Dar ei că au fost chinuiți pe nedrept. Acolo la Iud nu mai erai sigur că trece mâine. Unde eram eu în zarc acolo. Și cei de alături, cu celulă de alături, cum nu a primit morți. Eu puteam să trimit, dar nu puteam să înregistrez ce îmi spune, pentru că puteau repede. Și cereau spoveditul. Și le-am spus, uite ce, mâine dimineață, când adunați în partea asta a celulei, în care am și eu, în celula mea, și vă bat în perete, dau dezlegare. Dar spuneți-vă singur păcatele, gândiți-vă ce-ați făcut. E valabil dacă muriți mâine, ce facem noi astăzi. Dar în viața voastră, dacă veți ține un preot, să vă spuneți păcatele la preot care... Și asta așa făceam cu spoveditul. Le dădeam semn și le dădeam dezlegare. Și făceam... Aveam o bucățică de pâine care era și
treceam prin cele mai importante momente ale liturghiei. N-aveam elemente, nu era vin, nu era... și pâinea era de urs. Și eu făceam liturghie trecând prin toate momentele. Și dădeam la cei cu care am în cerul. Nu este Sfânta Împărtășanie. Dar mai mult decât anafora este, că era și cadrul care era mai important ca toate suferința propriu-zis. De multe ori stau și mă gândesc dacă ucenicii din zilele noastre nu sunt așa cum scriu cărțile. Cei de pe urmă vor fi mai mari decât voi și decât părinții voștri. Cum trăiește un duhovnic cu cel care îl chinuie? Pentru că Iisus ne învață să ne iubim și dușmanul. Și eu întreb, se poate așa ceva în închisoare? Sau după ce se iese din închisoare? Dragă, uite, pe sigur că se poate să mai zic. Nu chiar așa simplu. Nu chiar așa simplu, dar cum se poate. Cum să fie simplu? Dar asta este totul, că dacă nu știi să iubești vrăjmașul, n-ai să poți să-l iubești, dar să poți să nu-l urăști măcar. Să-i la un nivel salvator. Nu e bine. Cuvântul ăsta iartă-l, Doamne, foarte mare lucru. Ăsta răstoră cerul și pământul. Când te-a lovit cineva. Sigur că l-a lovit pe Hristos după tine. Și iartă-l. Cuvântul care le-a învățat teologia al Mântuitorului nu era rezistența în suferințe. A spus, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Că dacă tu susții viața veșnică fruntea cu Dumnezeu, cu citate de vine, nu cu lui glumă, tot ce a spus Iisus e adevărat. Eu sunt cel ce sunt. Ce mai aștept? Îmi mai pui la îndoială asta. Și cât simți nevoia de să ai o identitate cât mai aproape de Mântuitorul. Eu, cu vârsta mea, mi-am putut verifica importanța acestei trăiri. Nu e ușor, dar e posibil. Nu a spus și n-a obligat Dumnezeu pe om să facă mai mult decât poate. Nu-ți dă nicio încercare peste puterile tale. Dacă nu putem ierta, ne putem considera creștini? Mai puțin. Mai puțin. Ce mare lucru e când primești o palmă. E semne cu Hristos. Se spune, iartă-L, Doamne. E nu chiar că vă bate lumea pe drum. Dar sunt situații când te jignește și afară de credință, apunge în fruntă. N-a biruit cel care lovește, cel care a primit. Cine a biruit, Hristos sau iudelele, cine a biruit? Cine fuge de cruce, fuge de Dumnezeu. Și toată lumea fuge. Pentru că cruce înseamnă să duce, nu-ți convine. Însă, vrem, nu vrem, o cam purtăm. Da. Și depinde de fiecare cum și-o acceptă crucea și cum o duce. Dacă o duce cu mulțumire, cum și-a dus-o dreptul Iov, atunci ajunge și la bucuriile. Asta e teorie în afară de foc, știți? Da. Că focul topește, că focul încălzește, că focul gătește, că focul luminează, că foarte multe să știu. Dar dacă te frige un pic, focul începe să fie ceva de neexplicat. Nu-mi prea frige. Eu am stat 14 ani la aiut. Sub toate regimurile adverse, dar m-am folosit. Și mai mult acum decât atunci. Suferința
E permanent și vă spun că nu rugăciunea ta, așa cum e săraca, te va ajuta. Da, accepta crucea cu orice chip, ca necesar. Crucea nu acceptă nimeni, țipă, urlă, dar Dumnezeu nu te ia, decât atunci când vede că tu te-ai folosit și ai depășit crucea. Așa se vede înviere. Nu a înviat numai Hristos, a înviat toată creația. Dar vă repet, n-ar fi fost așa de grozavă dacă n-ar fi fost crucea mai aici. Pentru că dacă se rânduiești în partea divinității, să te întărească într-un fel, la vaietul tău, nu al disperării, ci al neputinții omenești, Dumnezeu îți arată ceva. Și am făcut o constatare. Atunci când se descoperă cu minune supranatural ceva, simți nevoia să nu vorbești. Că dispare divinitatea din... N-a vrut Dumnezeu, n-a vrut să mor. Ca să vă spun că azi am 95 de ani. Fiecare insul este o entitate. Fiecare ins e un cer întreg. Fiecare ins e un Hristos. Fiecare are darurile lui, profilul lui, dimensiunea lui, geometria lui, fiecare ins. Însă, noi discutăm acum despre momentele acelea care vor veni, nu scăpăm niciunul. Ce avem de zis? Ca să zicem de acum, să începem de acum. N-avem voie să cârtim și să punem sincer problema vieții, începând cu moarte. Nu vă temeți. Frații mei, e prea frumos, e prea grozav ca să nu-ți pară rău că ai pierdut timpul ăsta scump. Nimic nu-i mai scump la Dumnezeu ca timpul care îmi dă să trăim. Iartă-L, Doamne, dacă reușești să faci lucrul ăsta, ai răsturnat și cerul și pământul. Să vă urăm încă să ne rugăm Bunul Dumnezeu să vă mai ține lângă noi cu rugăciunea și cu sfatul. Cu o condiție. Cu o condiție. Să nu mă lăsați singur. 100 de ani mi-ați revărat, 130. Puteți mai mult, dar în ce mă privește, să fi aș fi mulțumit. Că avem nevoie de ajutorul spiritual. Părinte, așa e. Și sunt sincer când spun. Dar de m-aș pundura de limbă. În altar, dacă nu te rogi și tu, stai ca bulgările. N-are nicio... Pentru că am are o tendință de a aștepta pe perice frite de sus, pe grație știți. Să ne apere Dumnezeu de toate răbii. Părinte dragă, nici nu-i bine să ne apere chiar de tot, să mai ne lase și un pic de negas. Toată frumusețea învierii n-ar fi așa de grozavă dacă n-ar fi fost crucea mai întâi. Să vă binecuvintez, nu spun ca la oricine, cu rădăcină în inimă, cu libertate și cu odihnă. Să vă ajute, Maica.